În urma unei sesizări făcute de un câmpulungean, un echipaj al poliției locale a prins în fapt două persoane de etnie romă din zona Nămăiești, care au descărcat dintr-o căruță și au aruncat în albia râului Târgului peste 20 de saci de moloz. Polițiștii i-au pus pe făptași să scoată sacii din râu și să-i încarce din nou în căruță și i-a amendat cu suma de 1000 de lei. Și proprietarul de unde a provenit molozul a fost amendat de polițiștii locali. Administrația locală a municipiului Câmpulung este în faza de achiziționare a mai multor camere performante de luat vederi, care vor fi racordate la dispeceratul poliției locale. O parte dintre acestea vor fi montate pe podurile care traversează râul Târgului, pentru ca cei care sunt certați cu legea și aruncă deșeurile în albie sau pe mal să suporte consecințele legii.